Pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Târgoviște, în spatele blocurilor B, a fost amenajată o parcare cu 113 locuri, ultramodernă. Primarul Cristian Stan și viceprimarul Cosmin Bozieru au mers în zonă pentru a inspecta parcarea modernă, dar și să stea de vorbă cu locuitorii din zonă. Lucrările de modernizare s-au desfășurat pe o suprafață de 3100 de metri pătrați și au vizat demolarea garajelor de pe domeniul public, lărgirea parcării și delimitarea acesteia cu borduri mari, amenajarea trotuarelor, a spațiilor verzi, modernizarea iluminatului și turnarea unui covor asfaltic în două straturi. Să știm că stăm aici de la început. Bă, știi care e problema? Sunt 113. Aveți probleme în momentul de față cu locurile de parcare? Deocamdată nu, dar am zis că... Da, nu e nicio problemă. Faceți la cerere, veniți la primărie. Da. Eu nu cred să fie probleme pe zona asta, cel puțin în momentul de față. Deci facem cerere, nu? Da. Avem aici o lucrare pe o suprafață de 3100 de metri pătrați. Lucrurile au fost foarte complexe, începând cu demolarea garajelor, continuând cu bordurare, balastare și de asemenea turnarea a două straturi de asfalt. Avem de asemenea spațiu verde care a fost refăcut, totodată au fost montate coșuri de gunoi și s-a pus la punct iluminatul public. De altfel, vreau ca aceasta să fie concepția de acum înainte, în momentul în care intrăm pe o zonă, pe o parcare, aceasta să fie luată atât din punct de, să fie abordată atât din punct de vedere al infrastructurii rutiere, dar și cu privire la spațiu verde, salubrizare, iluminat public, absolut tot ceea ce trebuie pentru niște condiții decente pe care noi avem obligația să le asigurăm târgoviștenilor. În afară acestei parcări, mai avem în derulare în momentul de față încă două proiecte importante din aceeași categorie. În microraionul 3 avem între străzile Oprescu Adrian și Preot Toma Georgescu o parcare foarte mare de 4500 de metri pătrați pe care urmează să o amenajăm. Nu vom mai fi, din fericire, garaje așa cum sunt acestea în mijlocul parcării. Acolo va arăta foarte, foarte, foarte bine. Vizează același tip de lucrări, inclusiv refacerea și modernizarea infrastructurii, spațiu verde, iluminat și așa mai departe. Și de asemenea avem un lucru în momentul de față în microraionul 9, în zona grădiniței, în zona școlii numărul 8, încă 3 parcări în lucru și în afara acestor parcări, săptămâna asta, săptămâna viitoare, se va turna un strat de asfalt și în parcul Așchiuță. De asemenea, toată zona va fi reabilitată din punct de vedere al spațiului verde. Legat de spațiul verde, am discutat cu colegii mei de la Ecosal să suplimentăm numărul de angajați pe perioada determinată. În această perioadă, primăvară, vară, toamnă, să putem să beneficiem de o forță de muncă suplimentară, eu o spune încă 50 de oameni lucrători exclusiv pe zona spațiilor verzi, pentru că vom avea foarte mult de lucru și pe piduri, pe amenajarea spațiilor verzi de la piduri și vom avea foarte mult și avem foarte mult de lucru și în municipiul Târgoviște. Pe celelalte zone, intenția mea este să luăm la pas municipiul Târgoviște și să refacem tot ceea ce înseamnă spațiu verde, să-l amenajăm, să tundem gardul viu. Aici s-au, nu știu dacă ați observat, s-a pus gazon nou în toată această zonă și intenția noastră este să continuăm așa în tot municipiul Târgoviște, astfel încât în această perioadă în care putem face lucrări pe zona spațiului verde să putem să înfrumusețăm cât de mult putem orașul, mai ales în condițiile în care avem foarte multe zone asfaltate care într-adevăr necesită și zone de spații verzi adiacente. Aceste parcări și de ce a vorbit domnul primar și parcarea din Micro 9 nu sunt incluse în PID-ul, în programul integrat de dezvoltare urbană. Există o preocupare din partea primăriei pentru rezolvarea și acestor probleme care nu sunt incluse în programul european de dezvoltare și cum spunea și domnul primar, acolo unde încercăm să rezolvăm aceste probleme, vrem să rezolvăm și spațiile verzi și iluminatul public și absolut tot, atunci când ieșim, să ieșim cu totul la chei.
Prin modernizarea acestei parcări s-au creat 113 noi locuri de parcare și alte parcări din municipiu vor fi modernizate. Autoritățile din Târgoviște spun că în viitor vor moderniza parcările din microraionul 3 și microraionul 9.